Da, am revenit în aceeași componență, comentator politic Magda Bistriceanu, Adrian Oianu de la PNL, Rizia Tudorache de la PMP. O să ajungem la un caz unic, cred, în România, demn de intrat în Carta Recordurilor. Aici vorbim de statul care amendează pe stat pentru muncă la negru. Este vorba despre o primărie din județul Timiș, o primărie care, iată, deschide o carte a stupizenii până la urmă în a face administrație. Întreaga poveste vă invit, stimați invitați, nu? Și pe cei de acasă să o urmărim chiar acum. Primăria Mașloc din județul Timiș este acuzată de inspectorii ITM că au angajat 13 muncitori fără forme legale. Autoritățile spun că, deși au atras atenția primarului că încalcă legea, acesta nu a luat măsuri. Inspectorii spun că primăria nu avea dreptul legal să angajeze zilieri, așa că a primit o amendă de 200.000 de lei. Primăriile nu pot utiliza zilieri. Am constatat că la această primărie exista un registru de evidență a zilierilor, dar făcut de către ei la calculator. Subliniez faptul că registrul de evidență a zilierilor are caracter special și este făcut de Imprimeria Națională a României. Primarul comunei nu a stat cu mâinile în sân. Spune că și cei de la finanțe l-au controlat și au zis că oamenii au fost plătiți legal și nu este vorba de muncă la negru. A contestat amenda și a câștigat în instanță. Am avut un control în care ei au stabilit că am avut ceva zilier la lucru care ziceau ei că este muncă la negru. A venit ANAF în control și a stabilit că nu este muncă la negru pentru că i-am plătit pe stat de plată, ne-am achitat față de stat toate dările la stat și s-a stabilit că nu este muncă la negru. I-am dat judecată și s-a stabilit în instanță anularea procesului verbal. Noi cu acei oameni am dus lemne la grădinițe, la școli pentru copii, nu i-am folosit în altă parte. Sentința nu este însă definitivă. Magistrații judecătoriei Timișoara, care au transformat amenda primită de primăria Mașloc în avertisment, nu au redactat încă motivarea deciziei, însă judecătorii i-au atras atenția primăriei Mașloc ca pe viitor să respecte legea. Vreau să vă întreb care stat din statul ăsta român e ăla imbecil. Păi nu vedeți noaptea minții. Da. ITM-ul amendează primăria, la rândul ei primăria dă în judecată ITM-ul, primăria câștigă, deci practic primăria are dreptate în cazul de față, da? Așa, primarul spune că a plătit pentru fiecare angajat, a plătit dările la stat și bănuiesc că are toate formele, dacă omul a câștigat în instanță procesul. Bine, ce e drept pentru o primă fază, da? Judecătoria avertisment. Deci dacă dă avertisment, înseamnă că primăria a făcut ceva care nu e la locul corect, ei, da? Deci a făcut ceva primăria că de a dat avertisment. Dar care stat din astea, din triunghiul ăsta amoros, da, justiție, ITM și primărie, care e mai imbecil decât celălalt, ca să înțeleg și eu. Deci aia când a venit a făcut proces verbal. Băi, statul român, adică primăria, muncă la negru. Hop, amendă. Ăsta zice nu, că eu am plătit dări. Bun, ok, dacă ai plătit dări, nu mai e la negru munca, dacă ai plătit dări. Dar vine judecătoria și zice, bă, nu mai plăti amendă, dar îți dau doar un avertisment. Cum vine chestia asta? Pierdere timp. Pierdere de timp. Toată lumea, e o competiție pe prostie la faza asta. Dar în toate instituțiile statului vedem acest joc dublu între instituții, în care una o pedepsește pe cealaltă, după care se revin. E un balamuc de nedescris în care din zona asta cetățeanului te uiți cu gura căscată și nu poți să zici decât un singur cuvânt. Prostie. Domnul, a văzut dintr-o amendă de 200 de milioane, au ajuns la un avertisment. Adică da. Sau poate că minții, primarul era care de culoare politică, deconcentratele aveau altă culoare politică, n-a vrut să se alinieze sau să sară în barcă după, la un anumit moment dat, și atunci am să mai încearcă și astfel de presiuni de genul ăsta. Da, da, creștii din interior, da. La filme cu proști aici. Deci pe bune, la filme, da, cu proști. Da, pentru că instituțiile, nu, chiar dacă sunt guvernate de funcționari publici, nu își respectă nici angajamentul, nici,
cerințele care le au conform funcției. Și eu nu vreau să star acum pe un alt subiect, dar aș vrea să vă dau acest exemplu ridicol și la fel de stupid cum e asta de aici. În Vama Veche, primarul nu poate să facă curățenie pe plaje, pentru că plaja aparține de regii apelor. Și oamenii îl pândesc dacă cumva trimite pe cineva să adune gunoiul, să-i facă dosar penal, cei de la regia apelor pândesc pe primar. Ca să înțelegem ridicolul. Statul pe stat. Statul pe stat. Statul pe stat. Ridicolul exact acestei, fapt, acestui da. Sistem la care s-a ajuns aici. Și astea nu sunt consecințele da, unor imbecili și mai mari și mai profunzi care fac legi în România? Sigur. Să mă ierte clasa politică prezentă aici în emisiune. Astea sunt consecințele unui stat condus după, nu știu, după un singur neuron, pe bune. Și apropo de neuron, că ajungem iar la justiție, în plin scandal de la Caracal, cu minore abuzate și cu ce vreți dumneavoastră, dom'le, la judecătorii din Brăila, din județul Brăila, da? Ce au făcut ăștia? Dom'le, avea un arest. Un pedofil de 32 de ani care a convins copilul unui vecin cu niște acte sexuale și așa mai departe. A stat la o săptămână în spatele gratilor și știți ce au făcut judecătorii la apelul arestatului? I-au dat liber. L-au eliberat, frățioare, și s-a dus la fain frumos, exact în aceeași localitate unde este copilul și abuzat și părinții acestuia, judecătorul spunând, motivându-și decizia în următorul fel. Lipsa antecedentelor penale și conduita sinceră a inculpatului încă de la debutul anchetei sunt de natură a conduce la concluzia că lăsarea în libertate supravegheată nu e de natură a menține sau a crea o stare de pericol la adresa ordinii publice. Dar cine răspunde dacă individul ăsta, că e clar, dacă el are, cu asta se ocupă psihic, în natura lui stau astfel de fapte, așa cine certifică că omul ăsta nu o să recurgă la aceleași fapte pe care le-a făcut sau cine răspunde, acei judecători? Dumneavoastră vorbiți foarte frumos și vorbiți foarte politically corect, cum s-ar spune. Dar hai să ne gândim, să gândim ca așa cum se întâmplă în țara noastră și în acest sistem. Hai să ne gândim șpagă. Omul a scăpat cu șpagă. Ce oare, ziceți de această variantă? O presupunere, nu? O presupunere, sigur. Dar hai să privim și așa ce lucruri. Se întâmplă? Știți că am avut o motivare, din punctul meu de vedere, și mai puierilă. Pentru că avem pușcăriile supraaglomerate, am dus și am asigurat, am dat zile compensatorii criminalilor, pedofililor, violatorilor și am eliberat în jur de vreo 3.000 înainte de termen. În piața românească, care mulți dintre ei s-au întors foarte repede înapoi. Sunt într-adevăr momente tragice pe care le parcurgem și iarăși revin, pentru că o anumită categorie, și o spun foarte adevărat, o anumită categorie nu au o lege prin care să răspundă atunci când nu-și fac treaba. Da, dumneavoastră spuneți de legea răspunderii magistraților. Aici nu vorbim. Omul ăsta n-a fost judecat, în primul rând. Deci vorbim de o eliberare. Da. Prin decizia unui judecător. Prin decizia unui judecător, dar nu cum a zis că ăsta, dacă este eliberat, nu poate să disturbe ordinea publică. Da. Acuzația este de pedofil. Și el stă la trei case de acel copil. Răspunderea magistratului. Da? Este foarte clar. Nu dacă îl judec, ci treaba. Dacă îl eliberez înainte, așa cum în județ la noi. Ați văzut incidentele acelea cu dat cu mașina înapoi, cu bătaie în toată regula, în mijlocul comune și așa mai departe. Poliția și-a făcut treaba, i-a dus, i-a eliberat sub controlul judiciar. Păi, la niște cazuri atât de grave, flagrante și așa mai departe, chiar să nu impui o măsură un pic mai dură, când toată țara, toată televiziunea au fost acolo, au arătat cât de grave au fost acele evenimente. Eu în continuare... Cum să nu le repete aceste grupări? Da, eu în continuare privesc puțin mai cinic și mai cu picioarele pe pământ din zona privată. Lucrurile acestea arată ca și cum cineva, contra unor sume de bani, rezolvă treaba.
Eu doar așa o văd. Credeți că îmi pare rău că nu văd altfel. Pe justiție. Da, eu cred că peste tot e vorba de este vorba de niște interese, de bani, de n-aș situații, de acolo, știu. Eu cred că... Poate că nu e, dar mie așa dar, mi se pare. Așa mi se pare. Că, pentru că atâta prostie nu se poate. Lipsa în pregătire, chiar pentru că un magistrat ca să fie magistrat, absolvă facultatea. Și poate că responsabilitate, conștiință, sigur că da spiricine. Nu putem pune asta pe lipsa unei pregătiri. Mai degrabă aș pune pe aceste lacune decât pe primirea unor foloase necuvenite. Da. Adică credeți că dacă ar fi o chestie foarte gravă. Dacă mai stătea 5 ani pe băncile școlii sau stătea deoparte, nu ar fi luat această decizie? Aici ține de judecata unui om. Nu ține musai de pregătirea lui că a făcut 5 ani sau 10 ani. Lipsa sau... de responsabilitate are legătură cu corupția, are legătură cu foloase materiale, peste tot vedem asta, și la Caracal, și în restul țării, și la București. Este un sistem care se bazează pe o mentalitate putrezită, total greșită, și aia este... Cum am eu ceva de câștigat din chestia asta? Și peste asta, chiar că lucrez la stat, chiar că sunt magistrat, chiar că sunt în poliție, chiar că sunt la jandarmerie, chiar că sunt nu știu unde, și aici nu generalizez, mulți dintre ei se gândesc la interesul personal. Și dacă cumva acest interes personal poate fi satisfăcut, nu interesează nimic. Nu există conștiință, nu există responsabilitate, nu mai există omenie. Despre asta vorbim în statul român în momentul ăsta. Este un cancer generalizat care, ce să vezi, acum începem să-l vedem cum a ajuns la suprafață. Omoară pacientul. Mai precis, omoară această națiune, această țară. Ce să mai vorbim? Iar așa aș vrea să... Cine poate să aibă încredere în ceva? Să fim un pic mai blând. Pentru din că păcate, nu cred, eu am suficient colaboratori la sunt nivelul județului, care, nu, dar am colaboratori direct în instituția pe care o conduc, și aici vorbesc de autoritatea teritorială de ordine publică, unde mulți își fac treaba. Deci eu am consider o chestiune generalizată. Da. Da. Iar dincolo de... Aș vrea distinsei mele colege de platou să-i spun că, într-adevăr, experiența își spune cuvântul în anumite momente. Și aici aș vrea să vă gândiți foarte clar la cercetarea la fața locului. Și ați văzut că lipsa de experiență la ce a dus. Sigur. Și la ce va duce în instanță. Sigur. Multe momente care vor fi favorabile acestui psihopat. Sigur. Pentru că n-au fost făcute ca lumea cum... Am mai dat un exemplu de cum funcționează justiția în România. Dacă era o bătrânică care era prinsă de poliția locală că vindea pătrunjel, o ținea minim 6 luni la becă, pentru că e o bătrânică extrem de periculoasă. Pedofilul poate să zburde în libertate. Am văzut că poate, cine știe, printre apucăturile sale mai abuzează sexual niște copii. Despre ce vorbim? Da, da, atenție. La Slatina, poliția locală e campioană. Dar nu vă miroase a bani? Miroase a bani. Bătrânica cu pătrunjel nu are bani de dat. Era o evazionistă greu de prins. Și... Ok. Haideți că avem un comunicat interesant de la Ministerul Afacerilor Externe. Am urmărit în aceste zile saga românilor blocați pe insula Samothrace, da? Cum o cheamă pe insula asta, din Grecia, Samothrakis. Ei bine, noi am văzut tot felul de relatări de la fața locului și evident că mai ne-a dat cumva într-un comunicat, în loc să ne spună la începutul comunicatului că s-a rezolvat problema românilor, ne-au spus că doamna ministru al afacerilor externe face următoarele precizări și a făcut demersuri la ambasadă și a vorbit cu ambasadorul, și a vorbit și cu omologul său, Nikos Dendias, și ăsta i-a dat asigurări că autoritățile elene gestionează una peste alta. Se pare că netam nesam, după câteva zile au apărut două nave care preiau pasagerii și mașinile. Problema în momentul de față este alta, că au fost cozi imense și că românii au fost cam păcăliți. Știți că s-a povestit despre faptul că pot mânca la niște terase. Nu s-a întâmplat așa ceva. Dar ceea ce îmi place mie la Ministerul Afacerilor Externe este faptul
că românii aflați în Grecia pot suna la niște numere de telefon care sunt apoi redirecționate apelurile către centrul de contact și suport al cetățenilor români din străinătate și preluate de către operatorii call center în regim de permanență. Uite, am să dau și eu colegilor mei numărul de telefon să sune exact aici. Și să văd eu care treaba, că nu îmi răspunde persoana pe care noi o contactam. Ia sunați la numărul ăsta, dragilor, pe care o contactam acolo, ci că s-a rezolvat problema. Și da, ci că nu mergeau, că, ci că un feribot s-a stricat, că era doar unul, și nava trimisă să-l înlocuiască, s-a stricat și ea pe drum. Și după aceea n-au mai fost nave, că bătea vântul cu 60 de km la oră. Hai să fim serioși, hai să fim serioși. Și am văzut dimineața tot la dumneavoastră, au mai trimis o altă navă, care nava respectivă avea capacitate insuficientă pentru toți. Păi ieri vorbeau de catamaran, de oamenii din zonă, da. O, Bricu, da. Mircea, ce? Da, da, Grecia, Grecia, nu-i departe de România. Din păcate, uitați-vă românii dacă țara, înainte, ce au pătimit. Dacă acolo înainte ne mândream cu reprezentanții noștri în politica externă a României, de câțiva ani de zile și acest segment al politicii externe a fost dat peste cap prin reprezentanții pe care a avut acest minister, și începând cu Meleșcanu, terminând cu această doamnă care probabil va mai lua încă vreo 6-7 ani până să dezmeticească că a ajuns în unul din ministerele principale ale României și care are în atribuții în atribuțiile sale să aibă grijă de 9,7 milioane de români care conviețuiesc, care trăiesc, care își desfășoară activitatea dincolo de granițele României. Aici un lucru mare celor de la ambasadă, să știți, mare, pentru că e foarte important cum cei de la ambasadă comunică cu autoritățile. Sunăm la numărul României, da, vă rog. Bună ziua! Bună ziua, Laurențiu, Laurențiu Botin de la B1 TV București, suntem în direct. Dumneavoastră vă ocupați de cetățenii români blocați în Grecia, da? Bună ziua, vă rog să contactați Ministerul Afacerilor Externe, Direcția Purtător de Păi de la ei am numărul de telefon. Domnule, din comunicat, vă rugăm să contactați Ministerul Afacerilor Externe, pentru că acesta este un telefon de urgență care este folosit exact la gestiunea cazului pe care l-a menționat dumneavoastră. Ok, e rezolvat cazul, da? Asta vreau să vă întreb. Da, bineînțeles că este în atenție și în gestiune. Vă rog frumos să contactați Ministerul de Externe pentru mai multe informații. Mulțumesc, da. Acest telefon e folosit exact în gestiunea Sunt cazului. Sunt un cetățean, da? Din Grecia, am rămas blocat. Cum să-mi iau și eu feribotul? Alo? Nu, dar avem români care se tratați oamenii de acolo? Care sunt răpiți, da, oamenii care deci sunt răpiți bune, în Africa. Pe bune? Dar nu putem pe să bune ne mirăm. Nu pe putem bune să ne mirăm. Deci eu ce am făcut acum? Da. Am vorbit 20 de secunde cu unul care îmi spune că să contactez Ministerul Afacerilor Externe. Lasă-mă puțin, Alin. Ministerul Afacerilor Externe a spus, bă, am rezolvat problema. Nu, stai, că îi blochezi linia. Da. Nu știu dacă suna un om de acolo, ce zicea? Bă, îmi blochezi linia. Dar nu sună puțin. Hai să luăm publicitate. Dacă cu un moderator al unei televiziuni vorbim. Revenim. Haideți, dacă spunem că sunt Grecia, mă și înjura. Hai, publicitate. Da, mai înainte am făcut un exercițiu motivat de curiozitatea jurnalistică. Am rugat colegii să sune la acel call center pe care îl anunță onor Ministerul de Externe în legătură cu scandalul din Grecia și cu turiștii români blocați acolo. Ei bine, îmi cer scuze, stimați operatori de la call center, i-am deranjat foarte tare, pentru că m-au trimis, du-te la purtătorul de cuvânt. Îmi pare rău că n-am spus că sunt un turist din Grecia, ca să văd dacă mă înjura sau nu, apropo de statul român. Turist în Grecia, Elena Mihalache, din nou cu noi. Bună ziua, Elena! Bună ziua, bună ziua! Ați reușit să plecați? Nu, bineînțeles că n-am reușit să plecăm. Aveam o mare speranță că azi dimineața la 10, măcar noi oamenii, dacă nu mașinile, vom pleca. Conform orarului de azi noapte, afișat doar în greacă la autoritatea portoară, care spunea că vor pleca
nave la 10 și la 15.30 și undeva seara la 11.30 nave de pasageri. Deja eram împăcați cu ideea că ne vom lăsa aici mașinile și vor pleca doar pasagerii, doar ca să căpăm, pur și simplu. N-am ajuns la coadă destul de devreme, coada, deci am fost cam printre primii, prima bucată din coadă, era o îmbulzeală extremă, nu s-au sinchisit să deschidă ghișeul de cumpărat bilete până la 9. În prima jumătate de oră s-au cumpărat toate biletele de la cele 3 nave pentru pasageri. N-am înțeles cum, de ce. Am înțeles că ar fi fost niște persoane care au mers foarte înainte și au cumpărat 10 de bilete. Din câte am înțeles, nu garantez, dar așa mi s-a spus că erau persoane de la agenții de turism. În orice caz, în jumătate de oră deja nu mai erau bilete. Într-adevăr, pe la 10:30 a plecat o navă cu pasageri, dar să ne înțelegem, nava asta a luat cam 50 de pasageri după ce am văzut. În orice caz, o masă nesemnificativă de oameni comparativ cu masa de oameni care încă așteptau, adică sute de pasageri. În paralel a venit și o navă de mașini, șoferii au încărcat mașinile în acea navă, inclusiv cei din grupul nostru au reușit să încarce mașinile. Nava cu mașini a plecat, noi pasagerii am rămas aici. Până la urmă... după multe, cum să zic, doi din grupul nostru au reușit să intre cu mai cu tupeu în față și să ia niște bilete pentru ora 1 noaptea, 1 jumătate noaptea, la o navă, tot de la Zephyros, din câte am înțeles, pe care au programat-o, dar care n-ar fi așa sigură, deci cumva noi am dat banii, am luat biletele, dar de fapt nu e așa sigură. Și până la 1 noaptea, iarăși, deci chiar și acum, după 4 zile, noi trebuie să mai stăm iarăși până la 1 noaptea să așteptăm o navă care nu este sigură și pe care noi am plătit-o. Între timp aflăm că de la altă firmă s-ar putea să vină două nave foarte, foarte mari, care poate să ia și mașinile rămase și pasageri și cumva ar acoperi toată, tot necesarul. Dar trebuie să luați bilete. Da, dar trebuie să cumpărăm iarăși bilete de la navă, după ce noi deja am pierdut ultimii bani, realmente ultimii bani. Deci cumva noi am vrea acum să scăpăm naibii odată, să plecăm de aici. Am vrea să luăm această navă care ar trebui să vină, dar cumva nu mai avem bani. Deci așteptăm pe cea de la 1 noaptea, înțelegeți? Cumva nu ne garantează nimeni că dacă noi o luăm pe cea de la 10, ne dă cineva banii înapoi și nu putem să ne urcăm cu biletul luat pentru 1 noapte. A ieșit cu scandal, cu bătaie, oamenii au început să urle la coadă, oamenii erau complet disperați. Exact după ce am reușit noi să ne luăm bilet pentru 1 noaptea, au dat anunțul că gata, nu se mai dau bilete. Asta era acum jumătate de oră. Oamenii pur și simplu au început să urle. Asta e tot ce vă pot spune până acum jumătate de oră. Nu știu ce se va întâmpla cu restul pasagerilor, cu restul mașinilor. Elena, da. În momentul ăsta am primit un comunicat de presă de la Ministerul Afacerilor Externe din România, da? În care ne suntem informați că au fost reluate cursele tur de pasageri și autovehicule, atenție, și că autoritățile elene, alături de Maie, au strânse legături cu românii care sunt pe insulă și ci că beneficiați de asistență. Ce asistență? Nu știu la ce asistență. Noi personal, grupul nostru de 8 oameni și încă niște oameni care acum suntem cu ei, alte grupuri de români care sunt prin preajma noastră, nu știu de ce asistență ar fi trebuit să beneficiem și în primul rând nu înțeleg ce e asistență. Da. Ok, într-adevăr, repet ce am spus la toate televiziunile. Da, ne-au răspuns la telefon, da, au vorbit cu noi, dar asta a fost cam tot. În rest nu mă pot pronunța. Mulțumesc. Și nu pot să spun că s-a reluat nimic, deci eu până când nu mă văd urcată, eu personal, și familia mea, fratele meu și iubita lui și toți prietenii noștri, până când nu vom fi pe un feribot, corect, eu nu mai am încredere în nimeni și în absolut nimic. Mulțumesc, pentru că deja Elena. Este cea mai mare bătaie de joc din... Mulțumesc, Elena. Trebuie să iau publicitate. Revenim, comentăm imediat. Bun.
Bun, aflu oameni buni cu stupoare, îmi spun colegii de regie că am fost trași de urechi de purtătorul de cuvânt de la Maie, funcționar al statului român, care mă ceartă pe mine că am insistat să sun la centrul de urgență pentru străini să-mi spună dacă au rezolvat problema. Auzi, ne-au certat? Mă, cum îndrăzniți voi să faceți lucrul ăsta? Dar ce, mă, ești 112 de ți-am ocupat linia? Că nu mai sună nimeni la voi pentru că s-au lămurit. Și ne-au spus oamenii de acolo, vă vine să credeți, e halucinant ce se întâmplă. Sunați la șeful că eu nu vă pot spune dacă am rezolvat-o. Păi n-ați rezolvat-o. Da, ați fost în direct cu turistă din zona afectată. Ați văzut că inclusiv tânăra respectivă a spus că nu mai are încredere în autorități pentru că nu s-a întâmplat absolut nimic. Sunt plimbați de colo, colo, nimeni nu le răspunde, fiecare minte. Ce tupeu au angajați ăștia de la stat, ce tupeu au, mă, scuzați că v-am deranjat, mă, îmi cer iertare, mă, dați-mi amendă. Dacă puteți, dar nu puteți, că nu aveți bază legală. Ce tupeu poate să aibă un funcționar la România acționată, și o vorbă care are foarte mult tâlc și înțeles, se spune cum e turcul și pistolul. Dom'le, dacă l-am avut pe Trahanache, acel moșulică al Poliției Externe Românești, care și-a bătut joc vreo câțiva ani de zile de politica externă a României. Acum a venit un locuitor și mai priceput în ale politicii externe. Cum instituțiile din subordine să funcționeze altfel decât după chipul și asemănarea lor? Da. Eu deplâng halul în care a ajuns acest minister, un minister de elită al guvernelor României în ce trecut. Elită, domnul Tudorac, în trecut ce am zis. Elită, nu vedeți ce tupeu am zis în trecut. Buricul pământului. În loc de comunicatul ăsta pompos, trebuia să vină cu soluții, că așa lumea e sătulă, ați văzut, nu mai au bani, nu mai este au... La fel în comunicat sună dacă ai o problemă acolo și mă ceartă că de ce sună. Eu am trăit în altă țară, am emigrat din România și timp de aproape 10 ani nici nu mi-a trecut prin cap vreodată să apelez la autoritățile române. Am fost la un singur consulat în Los Angeles odată, m-am speriat, am așteptat vreo 2-3 ore, m-am enervat, am plecat și nu mai m-am dus niciodată, nicăieri. Statul român, mă scuzați, vorbesc acum pentru colegul meu din platou, nu a avut politică externă după 1990, nu există în politica externă, nu avem ministru de externe, nu avem niciun fel de minister de externe care să funcționeze, probabil că sunt câțiva oameni buni acolo, dar eu știu foarte bine pe ce pile și în ce fel au fost angajați generațiile tinere din mulțumesc, acest minister. Adrian Oianu, mulțumesc, Lizia Tudorache, Magda Bistriceanu, de asemenea, mulțumesc. Nu vă mulțumesc, stimați tupeiști din structurile statului român. Ce... No, my God, m-am enervat. Alex Ferrariu, imediat cu știrile B1 TV. Ne revedem mâine la 1. Toate bune!